O să te rog să te uiți la câteva imagini de acum mulți ani și o să te rog să le comentezi, dacă simți să o faci. Ce pot să spun? Așa. Ia. M-ai omorât cu creponatul ăla, vai de capul, mă trezeam de la 4 dimineața. Ce bine că am scăpat acum. Cum se face că avem un tricou roz? Sunt un om vulcan. Enfibiu. Da. Îngrozitor de putere. Aici, da. Romantic. Sunt super geloasă, super orgolioasă. Mă numesc Ana Maria Frodan Regecans. Mamă, la chestă. Sunt singura femeie din fotbalul românesc. De asta trebuie să mă iubiți. Îmi place să fiu numărul 1 și trebuie să fiu numărul 1 orice ar fi. Doar să te cu spatele, popa. Ești că tot să întoarce cu spatele. E foarte mulți bărbați m-a trimit la cratiță. Te îngât să te... Eu știu să și doar. Nu trimiteți la cratiță, că e grav. Da, vedeți ce modestă sunt? Tati, tada! Celebrele fructe de mare numite fasole. Fasole, deci nu cred. Pot să fac... Cine romantică cu fasole? Te mi-ai zis când dai mâncare și dai fasole? Mai. Sunt un mic Napoleon. Dar voi ați mâncat usturoi azi? Și tu și fiul mirosiți. Lângă mine tronează soțul. Da. Să mă demachezi? Da. Dar mergem la club. Nu-mi place, nu-mi place. Laurențiu Aurelian Regecau. Laurențiu este cel mai bun soț de pe pământ și de pe alte planete și cel mai bun antrenor. Să trecem peste. I'm simply the best. Not you're simply the best. Partea mea unde este bebele nostru? Bibi! Și rămâne bebele nostru. Bine, scuză-mă, nu ești bebeluș. Cum ți se pare? Tare, cum? Înainte, când eram mic. Îți amintești ceva din perioada aia? Îmi amintesc când eram la Chiajna, atunci când eram în cantonament, parcă. Păi, dragii mei, m-ați lăsat căsătorită. Astăzi mă găsiți așa. Îl văd pe stradă cu a treia deja. A apus soarele. Am dat bani, ți-am luat mașină, ți-am luat casă cu grătină. A dispărut ex-ul. Jumătate de an nu și-a găsit iubirea încă. S-a dus unde este locul. Are linia prea fină între ură și iubire și m-ai lăsat fără regret. Iar eu, Luna, sclipește astăzi mai tare decât orice soare de pe pământ. Au trecut ani de când nu mai suntem în această formulă. Da, eram noi. Eram eu care făcea ca totul să pară perfect. Marriage is a promise to communicate and to share, to treat each other with respect. Eram eu care ținea un echilibru minunat. I take you once again. To be my loving husband. To be my loving husband.
Eram eu și copiii mei. Sickness and health. Zâmbeam întotdeauna și când era greu. For rich or for poor. For now and forever. For now and forever. Fostul meu soț și-a dorit foarte, foarte tare să poată rezista în lumea noastră. I text you once again. Și o mare perioadă de timp a ascultat și sunt mândră că am reușit împreună să facem ceva ce nu știu câți oameni din România vor mai putea face vreodată. Noi am fost doi oameni cu patru copii și am construit un imperiu, eu cu el. Făceam o echipă perfectă. Tot ceea ce era rău, țineam în casă. N-ați văzut niciodată scandaluri, n-ați văzut niciodată discuții, n-ați văzut bătăi. Succes pe plan profesional, dar și tensiune în același timp cu soția mea. Că sunt atât de abilă. Trebuia să-i spui să pună sutien, că n-avea sutien. Și atât de deșteaptă. De-aia ești tu așa strâmbă? Aia era strâmbă, nu? Aveam puterea și strângeam din dinți, luam deoparte. Știi asta? Ceva de? Îi explicam cam unde va ajunge dacă va ține acest drum. La ce e cu el? Nu știam.